Primarul orașului Simeria, Iulius Bedea, candidată din partea PSD pentru un nou mandat de edil șef al orașului Simeria, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că în cei 3 ani și jumătate de când este primar au intrat deja în visteria orașului peste 40 de milioane de euro pentru investiții ce se vor reflecta în bunăstarea comunității. Candidatura lui Iulius Bedea pentru un nou mandat de primar al orașului Simeria este susținută și de președintele socialdemocraților hunedoreni, Laurențiu Nistor, și el candidat pentru încă un mandat la șefia Consiliului Județean. Vă mărturisesc că vin cu drag la Simeria și vin să susțin un om care merită să fie susținut din mai multe puncte de vedere. 1. Nu există om fără greșeli, doar Dumnezeu este fără greșeli. Toți suntem dispuși greșelilor și Iulius a mai greșit, dar un om mai devotat unei localități, așa cum l-am văzut și-l văd pe Iulius, mai rar. Sigur că de multe ori a fost și provocat să facă anumite lucruri care nu cadrează cu funcția de primar. Și n-a fost provocat de colegii de partid, de Nistor, președintele organizației județene, a fost provocat tocmai de aceia care nu doresc binele Simerei. Iulius Bedea este un om care se zbate pentru simereni, pentru satele aparținătoare. Iulius Bedea este un om care a atras 40 de milioane de euro fonduri europene. 3 ani și 6 luni avem deja intrați practic în visteria orașului Simeria 40 de milioane de euro. Banii deja au intrat. În următoarea perioadă nu ne rămâne decât să îi punem în valoare, să îi cheltuim pentru a putea să investim și să dezvoltăm orașul Simeria. Deci deja banii sunt contractați, îi avem. Practic, acești bani ar intra practic în buzunarul tuturor simerienilor, pentru că sunt pentru oraș și cu acești bani vom dezvolta orașul Simeria din mai multe puncte de vedere. Din punct de vedere educațional, în primul rând, pentru că numai cu 2 săptămâni știți foarte bine că am semnat contractul de finanțare pentru consorțiul regional profesional de învățământ dual, liceal și universitar în Simeria. Dacă vrem tot de proiecte, pot să vă spun o altă veste bună. Chiar ieri a fost încheiată procedura de atribuire, practic de finalizarea licitației lucrărilor pentru realizarea sensului giratoriu și modernizarea bulevardului 1 decembrie. Posibil să pot semna contractul de execuție, se depune o garanție de bună execuție de partea constructorului și undeva în spre finalul lunii mai, din tot sufletul, mi-aș dori să reușim să dăm deja drumul acestei lucrări. Este o investiție majoră pentru că fluidizăm foarte mult traficul din orașul Simeria, mai ales în ceea ce privește intersecția DN7 cu 1 decembrie. Am un alt contract de finanțare pentru construirea creșei în orașul Simeria. Practic va fi chiar lângă campus, lângă parcul dendrologic, un peisaj deosebit. Această creșă este pentru 70 de copii din orașul Simeria. Niciodată orașul Simeria nu a avut o astfel de creșă. Proiectul de canalizare în satul Săulești. Deja licitația este în curs de finalizare. Sper și aici să semnez contractul de lucrări tot până în mai, ca undeva prin iunie să putem să demarăm aceste lucrări.